95 de controale de SVSA au avut loc în ultima săptămână, 3 dintre acestea soldându-se cu amenzi. Este vorba despre o farmacie veterinară amendată cu suma de 2000 de lei pentru distribuirea unor produse medicinale veterinare unor farmacii neautorizate să comercializeze aceste produse și un magazin alimentar amendat cu suma de 10.000 de lei, întrucât persoana care deservea unitatea la data controlului nu deținea echipament de protecție și nici fișe de aptitudini pentru a face dovada verificării medicale periodice la o unitate medicală specializată. În săptămâna trecută au fost efectuate 95 de controle. Din păcate, pentru 3 agenți economici s-au soldat cu sancțiuni. Una destul de mare, 50.000 pentru proprietarul unei exploatații care deținea bovine. O sancțiune 20.000 de lei unei farmacii, aplicate unei farmacii veterinare și 10.000 unui magazin alimentar pentru că personalul care lucra nu purta echipament adecvat. Cea de-a treia și cea mai mare dintre sancțiuni a fost aplicată unei exploatații cu animale din Bâlteni pentru refuzul efectuării de către medicul veterinar a acțiunilor sanitare veterinare obligatorii pentru animalele din exploatație. Este vorba despre o amendă de 50.000 de lei. Este vorba de o exploatație de bovine din localitatea Bâlteni, în care un animal trebuia să fie supus testului TCS. Și înțeleg că a fost o discuție între proprietar și medicul veterinar care trebuia să execute acțiunea, iar medicul oficial care asista la sau trebuia să asiste la efectuarea operațiunii tuberculinare a interpretat ca refuz din partea proprietarului și a încadrat-o pe această amendă destul de mare, zic eu, pentru exploatație non-profesională, dar așa prevede hotărârea 1984. O să analizez această situație cu medicul de la circunscripție și cu medicul oficial. N-am avut timp astăzi, dar voi clarifica lucrurile.